Duminică noapte, trei cetățeni sirieni au traversat în mers podul prieteniei cu tentativa de a trece granița în România. Odată ajunși pe teritoriul nostru, au fost surprinși de un funcționar din cadrul punctului de trecere al graniței și astfel au intervenit polițiștii de frontieră, care i-au legitimat pe cei trei intruși. În acest fel au fost deconspirați și cei care urmau să-i ajute pe cei trei sirieni să treacă granița. Doi cetățeni turci au fost descoperiți într-o mașină parcată în benzinăria din Vamă, în timp ce îi așteptau pe cei trei sirieni pentru a-i ajuta să treacă granița. Polițiștii au aflat că cei doi turci urmau să primească o recompensă de 4.500 de euro pentru serviciul lor. În urma cercetărilor s-a stabilit că cei trei bărbați descoperiți în zona adiacentă punctului de frontieră sunt cetățeni sirieni cu vârste cuprinse între 30 și 33 de ani. Aceștia au fost preluați cu un autoturism în seara zilei de duminică din Bulgaria de către doi cetățeni turci și lăsați să coboare înainte de controlul de frontieră. Modul de operare era unul simplu. Sirienii au fost transportați de călăuzele lor și lăsați să coboare înainte de controlul de frontieră. Ei urmau să ocolească punctul de frontieră și să fie recuperați ulterior. Polițiștii au întocmit persoanelor în cauză dosare penale, iar cetățenii sirieni au fost predați poliției de frontieră bulgare conform protocolului dintre cele două instituții. Luni seara a mai fost depistat încă un cetățean sirian care a încercat să treacă granița cu pașaport fals. Polițiștii de frontieră au stabilit că documentele prezentate sunt contrafăcute. Cetățeanul a fost predat poliției de frontieră bulgare.